Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru sâmbătă 16 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi. Pe partea de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Ok. Partea de dragoste avem aici doiul de inimi. Una dintre cele mai frumoase cărți care ar putea să iasă pe acest sector de etalare. Sufletul pereche, relația perfectă. Pentru cei singuri, e posibil ca astăzi să întâlniți această persoană sau să începeți o relație cu această persoană dacă deja o cunoașteți sau îl cunoașteți. Va fi o relație foarte frumoasă care o să vă aducă foarte multă împlinire în toate planurile, nu doar emoțional și sentimental. O să fie acel parteneriat perfect în care împreună cu partenerul, partenera voastră, puteți să construiți o viață, să construiți viitorul pe care vi-l doriți împreună. O carte foarte frumoasă, o energie foarte frumoasă, profitați de această zi pe partea de dragoste. Pentru cei care sunteți deja în relații, acest doi de inimi vine cu o zi foarte frumoasă pe care puteți să o petreceți împreună cu partenerul sau partenera voastră. O zi în care puteți să aveți momente foarte romantice împreună, pline de încărcătură emoțională, dar în același timp puteți și să aveți niște discuții foarte serioase, foarte iubitoare în același timp, cu privire la viitorul vostru, la ce vă doriți să realizați împreună de aici încolo. Este o zi foarte bună ca să vă readuceți pe aceeași lungime de undă, să vă recalibrați, să vă reconectați cu partenerul sau partenera voastră. Profitați de această zi. E o energie minunată aici pe partea de dragoste care vă oferă foarte, foarte multă susținere pe acest sector de viață. Mai ales că vedem aici pe partea de sănătate nouăle de bâte. Pe sănătate, cel mai bun lucru care puteți să-l faceți astăzi este să stați acasă, să vă izolați, să nu vă întâlniți cu oameni străini, să nu mergeți în locuri străine, cumva să vă protejați, să vă protejați de orice extremă. Nici prea cald, nici prea rece, nici prea dulce, nici prea acru. Toate lucrurile trebuie să fie cu moderație, toate lucrurile trebuie să fie temperate și echilibrate astăzi. Nouăle de bâte reprezintă aici o persoană care a trecut deja prin multe, a avut foarte multe încercări pe acest sector al sănătății și acum pune aceste ziduri protectoare în jurul său. Acum nu e bine nici să exagerăm, dar în același timp trebuie să demonstrați că ați învățat din greșelile trecutului și că nu o să le mai repetați încă o dată. Pentru că Universul ne dă a doua și a treia șansă, dar nu știm dacă ne mai dă și pe a patra sau a cincea. Doar pisicile au 7 vieți, oamenii au una și ar fi bine să țină de ea, să aibă grijă de ea și să o prețuiască. De aceea e foarte important astăzi să vă protejați. Dacă tot e indicat să stați în casă, să nu vă întâlniți cu prieteni, să nu socializați cu alți oameni din exteriorul familiei voastre, profitați de această zi, de acest doi de inimi, ca să petreceți timp cu partenerul sau partenera voastră, pentru că aici o să aveți foarte multe lucruri pozitive. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici Diavolul, cartea care în tarot reprezintă Zodia Capricornului. Suntem pe ultimele zile din Zodia Capricornului, în 19 ianuarie, în cursul serii, Soarele va părăsi Capricornul și va intra în Zodia Vărsătorului. Și aici vedem pe partea asta de bani, carieră, situație financiară, că se intensifică această energie a Capricornului. Va fi o zi destul de bună, destul de bine aspectată pe acest sector pentru Capricorni, Raci, Balanțe și Berbeci, dar și pentru Tauri și Fecioare. Pentru toată lumea e o zi în care o să fiți tentați, o să apară anumite tentații în viața voastră. O să aveți de făcut o alegere, poate între două locuri de muncă, poate între mai multe portofolii de investiții, poate între mai mulți parteneri care vor să colaboreze cu voi. Și e foarte important, când aceste tentații, când aceste opțiuni
apar în viața voastră, să faceți alegerea integră, morală, să faceți alegerea corectă pentru voi. Pentru că aceste momente de cotitură, aceste momente în care puteți să vă folosiți de liberul arbitru ca să vă ghidați viața într-o direcție sau alta, sunt niște momente cruciale, foarte importante, pe baza cărora o să primiți mai devreme sau mai târziu o răsplată karmică. Și aceasta poate să fie pozitivă sau negativă, depinde de alegerile pe care le faceți. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și un card de înțelepciune pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu să dați și un like acestui video. Dacă n-ați văzut până acum etalările pentru luna ianuarie sau cele pentru anul 2021, linkul este aici în colțul din dreapta sus. Mesajul pentru această zi este următorul. Sunt o persoană pozitivă. Dacă mă focalizez pe ceea ce nu vreau, voi primi mai multe astfel de lucruri. Susțin cu tărie doar binele în viață. Un mesaj foarte frumos și astăzi unde e bine să vă focusați, unde e bine să vă canalizați? Aici, pe partea de dragoste, unde avem doiul de inimi, de unde poate să vă vină foarte multe lucruri pozitive. În rest, în sănătate, în carieră, fiți mai moderați, fiți mai temperați, mai cumpătați. Analizați lucrurile de 10 ori înainte să acționați. Canalizați-vă aici pe situația de dragoste, unde o să aveți foarte multă fericire și împlinire astăzi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!